Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit! În această seară vom afla ce trebuie să facem ca să avem un stil de viață sănătos. În platoul de la TV Buzău, în această seară, este invitat managerul celei mai mari săli de fitness din oraș, Andrei Duță. Bună seara, bine ai venit! Bună seara, bine v-am găsit! Ne-am văzut în urmă cu vreun an de zile și am plecat de la tine cu o mulțime de sfaturi ce mi-au folosit, dar recunosc că nu le-am aplicat pe toate. Iată că după un an de zile, după sărbătorile pascale, ne vedem, pentru că e cazul, pentru că majoritatea oamenilor din jurul nostru se vaite că au pus câteva kilograme după sărbători. Motiv pentru care aflu și faptul că majoritatea oamenilor se înfometează să scape de aceste kilograme. Mi-am dat eu seama că nu e ce trebuie să ne înfometăm și vreau să aflăm de la tine cum începem această procedură de slăbit după sărbători. Da, procedura de slăbit e foarte simplă. În primul și în primul trebuie să faci primul pas să revii la activitatea sportivă, să vii la sală eventual sau, știu eu, mers un parc, bicicletă, activități fizice, mai concret. Urmat apoi de schimbarea obiceiului alimentar. Au trecut sărbătorile, toată lumea s-a înfrupat din bunătăți, din dulciuri și așa mai departe. Este evident că va trebui să schimbăm multe în alimentația noastră prin a începe, știu eu, să eliminăm mâncărurile gata preparate de tip, nu știu, fast food, conserve, pungulițe, gata înainte de preparare. Foarte important este să mergem pe verzituri, apar toate verziturile, toate legumele. Așa este, și că fructe. E primăvară și le avem la îndemână acum. Sigur, ele sunt bogate foarte mult în fibre și ajută foarte mult și la detoxifiere. Acumularea asta de kilograme vine din mai multe unghiuri, să spun așa, pe partea alimentară. E necesar să avem o dietă curată acum, măcar câteva zile, măcar, nu știu, două săptămâni eventual, pentru a ușura tranzitul intestinal, pentru a ușura funcțiile ficatului, splinei, rinichilor și așa mai departe. Dar fără activitate fizică e ca și cum a merge la sală fără echipament, cam așa ceva ar fi. Deci ajută foarte mult activitatea fizică pentru consumarea caloriilor, energiei stocate deja în organismul nostru. Cam asta trebuie să facem în mare. În mare, pentru că discuția ar fi una mult mai amplă și cei de acasă ce decid să vină la sala pe care tu o manageriezi pot afla mult mai multe informații de la tine și ceilalți antrenori personali care se află acolo. Pentru că vorbim de mersul la sală, cum ne decidem să mergem la sală? Cred că este un pas extrem de important, dar care este făcut cu mare greutate de toți cei din jurul nostru. Sunt oameni dedicați sportului, care au făcut sport dintotdeauna, cărora le este foarte ușor să vină. Dar avem mulți oameni, cum aș fi eu și multe alte persoane din jurul meu, care se decid foarte greu să vină la sală. N-am timp, sunt grasă și alte fete de acolo arată bine. N-ajung decât prea târziu seara și e prea aglomerat și multe alte motive sau mi-e incomod să mă duc dimineața. Cum reușim până la urmă să ne rupem de statul ăsta extraordinar de mult în fața calculatorului și la serviciu și în timpul liber de asemenea stăm pentru că teoretic suntem obosiți și să punem piciorul în prag, să zicem, domnule, de luna asta mă duc la sală. Știi că de obicei se spune că de luni începe o dietă și niciodată nu încep de luni. Da. Exact. Da. Cum facem să ne abatem de la obiceiurile de zi cu zi și să venim la sală? Să știi că, într-adevăr, este foarte greu pentru anumite persoane și am întâlnit tot felul de cazuri, tot felul de motive, bariere, să le numim așa. Putem da chiar și un exemplu. Un bărbat, nu știu, 50 de ani, care lucrează la bancă 10-12 ore pe zi, foarte sedentar, mult. Sedentar, da? Cu altă cuvinte. Sigur, sigur. Stând la birou toată ziua, cu o postură defectuoasă, pentru că la asta se rezumă până la urmă jobul de birou, mai ales dacă stai în fața calculatorului ore în șir. Evident, metabolismul se încetinește, obiceiurile alimentare sunt la fel sau poate chiar în zona negativă, chiar și mai rele. După care încep dureri, anumite dureri de spate, de membre inferioare și există o procedură destul de dificilă pentru personalitatea fiecărui om care n-a făcut sport în viața lui sau care a făcut foarte puțin, exact, eventual prin tinerețe. Este destul de greu pentru oamenii de tipul acesta să facă un pas destul de mare să ajungă la sală. Evident, trebuie neapărat o
Îl numim noi efortul de voință. Trebuie să dai barierele alea jos, să realizezi că este un efort și că trebuie să ai voință să faci efortul ăsta. Eu știu că la noi în România educația în fitness, în sport, în mișcare este una care nu este extrem de dezvoltată. Nici pe departe, aș spune eu. Mai nou scoatem și orele de sport din școli. Adică cine să-i mai împingă pe copii să vină la sport. Da. Din păcate, lipsa activității fizice duce la paramorfisme, la eventuale dismorfisme. Asta înseamnă niște afecțiuni destul de severe ale coloanei vertebrale, ale articulațiilor, ale sistemului osos, chiar și muscular. Și nefiind educați, ne e greu să credem că ne va face bine. Exact. Ne asta e greu este să și credem. Problema. Da, da, da. În opinia mea. Da, am întâlnit foarte multe persoane cu opinia aceasta și da, este într-adevăr foarte greu să ajungi acolo. Dar odată ajuns acolo, este recomandat să intri pe mâna unui profesionist, să te ia pur și simplu de la zero. Exact. Să-ți facă o evaluare posturală eventual, să stea de vorbă cu tine, să-ți ofere o consiliere pe ceea ce ai tu nevoie ca și persoană. Pentru că sportul înseamnă mișcare. Acum, mișcarea e foarte bună în general, dar în alte cazuri, mișcarea e nerecomandată din cauza problemelor de sănătate. Și asta spuneam, dacă stai de vorbă cu un specialist, cu un trainer foarte bun, care e bine pregătit, știe ce să-ți recomande și știe să te pun într-un program care îți va face chiar foarte bine. Să-ți găsească programul care să se muleze exact pe nevoile pe care le ai. Pe nevoile tale, sigur. Ascultându-te, stăteam și mă gândeam că este identic cu ceea ce se întâmplă la nutriționist. Atunci când ai o problemă de nutriție, mergi și ți se face un program special pentru problemele tale. Și atunci, la fel se întâmplă și cu instructorii. Odată ce ajungem însă la o sală de sport, văd în jurul meu că pot spune că sportul creează dependență. Văd oameni care au intrat în sala de sport cu aceeași mentalitate. Sigur nu fac, sigur mă las, sigur nu-mi place, sigur nu reușesc. După care au devenit cumva dependenți. Și nu-și mai văd o săptămână fără 2-3 zile în care să meargă la sala de fitness. Asta înseamnă că avem acel parcurs optim. Ai intrat în sala de sport, ai devenit dependent de sport și de beneficiile pe care ți le oferă și mergi în continuare. Ce facem însă cu cei care vin la început, motivați de cei din jurul lor sau de diferite probleme și se lasă după o vreme? Care sunt motivele pe care le întâlnești cel mai des la cei care se lasă sau vin cu o frecvență prea scăzută la sala de sport? De ce fac asta? De ce se retrag? E foarte bună întrebarea asta. Chiar recent am făcut un recensământ, să spun așa, cu toți participanții noștri, cu toți abonații noștri care au renunțat și am vrut să aflăm motivul care a fost, tocmai pentru a îmbunătăți serviciile, tocmai pentru a schimba anumite proceduri și să oferim mai mult calitate decât cantitate. Spre surprinderea mea a fost că majoritatea au răspuns din cauza timpului. Acum, scuza care era și la început, nu mă duc din cauza timpului. Mai târziu m-am dus, dar m-am lăsat-o din cauza timpului. Bine, acum știi cum e, timpul ți-l faci tu. Știu că toată lumea lucrează, tocmai, ore lungi, zile întregi, poate chiar fără pauză. Însă dacă ai o afecțiune destul de severă a corpului tău, ești bolnavă, presupunem, da? Și te duci la medic și îți spune că este necesar să te duci la sport, altfel se va întâmpla ceva grav, cu siguranță iei frâiele în mână și vei face pasul ăsta. O să te duci de frică. E ca atunci când întâlnești poliția și pui frână ca are radar. Sigur. Cam așa se întâmplă și cu sportul atunci când ai o problemă de sănătate. Nu, ideea e că vorbim de efortul ăsta de voință. Noi oamenii ne punem niște bariere singuri. Calitatea asta vieții noi o decidem până la urmă, că toți ne naștem în punctul A și ne ducem în punctul B. Dar tranziția de la punctul A și punctul B face diferența între noi. Călătoria e cea mai importantă. Exact, cum se spune. Exact. E mâinile tale. Tu decizi ce vrei să faci cu corpul tău. Se instalează oarecum și oboseala cronică, așa zisă lene, care de fapt ne ține pe loc mai în toate activitățile, mai ales fizice, pentru că a te mișca, a face sport, nu e ușor, corect, nu e ușor. E destul de greu să faci mișcare fizică, mai ales să și obosești, mai ales dacă ești o persoană destul de relaxată de obicei și nu-ți place activitatea fizică, clar nu este pentru tine. Însă sunt variante. În sala de sport, în sala de fitness la noi, de exemplu, avem foarte multe variante de activități fizice. De la foarte lente până la extrem de rapide și intense.
Este la libera alegere, o să spun așa, dar e nevoie de... E imposibil să nu-și găsească un loc în care să se potrivească cel care vine, în funcție de voința și de stilul pe care îl are. Da, sigur. Până și dansul, de exemplu, este tot o formă sportivă, oarecum, corect, da? Care este o formă foarte lentă și foarte plăcută. Eliberează endorfine, te face să te simți bine, te bine dispune. Ajută și spiritul, nu numai, sigur, nu numai sigur fizicul. Până la urmă, dacă fizicul este sănătos, cu siguranță și starea de spirit debordează de fericire. Veșnica polemică pe care o găsim în discuțiile despre fitness este când facem orele de sport dimineață sau seară, în condițiile în care noi mai toți oamenii mari avem job la care ne ducem dimineața și plecăm după amiază. Așadar, ne-ar fi destul de greu să facem asta dimineață. Cred că sunt puțini cei care la ora 8-9 sunt în sală, în timp ce seara la ora 20-21 sala este full. Știu că de multe ori, intrând în sala pe care tu o manageriezi, așa cum spuneam, mi-era foarte greu să găsesc un aparat la care să mă orientez, pentru că era plin. Foarte, foarte multă lume. În principiu, sportul se face dimineață sau seară? Sau putem începe singurei acasă cu câteva exerciții dimineață și să continuăm seara la sală? Așa cum spui și tu, în principiu, metabolismul este foarte rapid și foarte puternic dimineața. Acum, dacă toți avem job, avem, știu eu, școală, liceu, ceva de făcut de zi cu zi, evident că vom muta toată partea în după amiază pentru noi. Cum spui și tu, seara într-adevăr este foarte aglomerat la noi și e greu să găsești un aparat liber, dar asta nu înseamnă că nu poți face mișcare. Da, cu siguranță. Da, variante sunt foarte multe. Avem traineri trainuiți pentru lucrurile acestea. Ne pot arăta anumite exerciții, ne pot coordona niște programele, mini-programele. Exact. Da? Dar totul este să vii acolo. Și cu răbdare și cu perseverență, încet, încet, îți găsești metabolismul ceva de tău se va ridica și vei fi foarte activă. Totodată mă gândeam la faptul că este foarte aglomerat. Am văzut că cei care vin frecvent în sala ta de fitness se respectă între ei și au cumva un circuit. Trec pe la aparate, se așteaptă unii pe alții, pleacă unul de la un aparat, vine celălalt și așa mai departe. Și se înțeleg foarte bine între ei. Totodată am văzut oameni de la cel mai frage de vârste până la vârste frumoase, la care nu prea te mai aștept să vină lumea la sală. Am văzut oameni care au 60 de ani și mi-a plăcut foarte mult să-i văd foarte mai activ decât mine. Adică eu eram pe bandă și eram mai puțin activă decât un bărbat de lângă mine. Am avut persoane și de 89 de ani la sală. O, Doamne! Eu mă întreb dacă îi mai prind pe aia 89 de ani, în timp ce altcineva de vârsta respectivă merge la sală. Că începem discuția asta, de la ce vârstă putem face sală? Cine dictează momentul în care intrăm în sala de fitness? Da, e foarte bună întrebarea. De la ce vârstă intrăm în sală e o întrebare destul de simplă. Putem intra în sală cam oricând. La orice vârstă. Da, de exemplu, unul dintre copiii mei, fetița mea cea mare, la 7 ani, vine și face sport. Avem și clase speciale pentru copiii mititei, de la 4 ani până la 8 ani. Cu exerciții specifice pentru copii, bineînțeles. Bineînțeles. Dar când spunem sală, în general lumea asociază cu greutăți, cu aparate. Cu... Exact. Da, o să vreau după aceea să le delimitez tu foarte frumos, pentru că atunci când vorbim de o sală, așa cum ai spus, lumea se gândește la aparate și poate sunt copii la 10-15 ani care au probleme de greutate, de exemplu, și ar avea nevoie de mișcare. Destui. Sunt foarte mulți. Da, da. Sunt foarte mulți. Și părinții se gândesc, domnule, ce fac cu copilul? Pentru că este obez, pentru că nu arată cum trebuie, pentru că are kilograme în plus. Dar sunt foarte puțini părinți care se gândesc că își pot lua copilul de mână și pot veni la sală. Iar acolo vor găsi un instructor care să le spună ce trebuie să facă acest copil. Părinții se gândesc că sala e de oameni mari, să duc altundeva copilul. Programele pentru copii în sala voastră sunt strict pentru probleme medicale? Sunt copii care fac sport în general sau sunt sportivi și vin și se antrenează și la voi? Vezi, Ilona, uite, despre asta vorbeam la început, că la noi în România educația în industria de fitness este foarte slab dezvoltată. Când spunem fitness, ne referim la orice tip de mișcare fizică, da? Noi avem programe de la influențarea minții, cum se spune, a copiilor și a le arăta calea către sport
până la, într-adevăr, un specialist care să vină să-i facă o testare corporală. Nu, nu, nu evaluare posturală. Da, mă rog, este o alt fel de evaluare. Da, avem un aparat care evaluează indicele de masă corporală, compoziția corporală mai exact, și în funcție de rezultatul acestuia, noi putem crea un program acolo alimentar. Foarte interesant. Da. E un lucru pe care nici eu nu l-am știut despre sală și cu ocazia asta sper să află și cei de acasă că soluția este la îndemână, mult mai la îndemână decât s-ar fi așteptat, pentru că în general se așteaptă la nutriționist săptămâni în șir la programări și așa mai departe. Și pot veni atât cu copiii cât și adulții să fie testați, evaluați, așa cum spuneai tu, și să li se creeze acest program optim atât de nutriție cât și de, și de exerciții. Da, este un program alimentar foarte, foarte simplu. Se numește un program alimentar sportiv bazat pe numărul de calorii, pe metabolismul fiecăruia. Că ne spune metabolismul, numărul caloric acolo. Numărul caloric, de fapt, metabolismul bazal ne arată necesitatea numărului de calorii de care corpul nostru are nevoie să supraviețuiască pentru funcțiile sale, tractul gastrointestinal, aparatul cardiopulmonar, creierul și așa mai departe, fiindcă creierul consumă foarte multe calorii pe toată ziua. Dacă nu știai lucrul ăsta, așa e un avantaj. Nu știam, am făcut ochii mari, nu? Cred așa. Că de aia ți-ai dat seama că nu știam. M-am uitat la tine și m-am gândit că sper să consum mai multe calorii cu creierul, dacă tot nu țin un regim cum trebuie. Da, și aici ne duce subiectul și în zona oamenilor care nu vor să mai mănânce sau care mănâncă foarte puțin. Sau care stau înfometați toată ziua și văd steluțe. Și tot n-au rezultate, pentru că înfometatul nu înseamnă neapărat că o să arăți foarte bine. Nu, înfometatul înseamnă slăbirea din masa musculară, scăderea metabolismului. Exact ce nu trebuie, adică. Sigur. Pe cântar, clar, vezi rezultate, ești încântat, dar ce slăbim din corpul nostru face, de fapt, diferența, știi? E o variantă să avem un metabolism foarte ridicat cu o masă musculară destul de stabilă și când spun asta nu mă refer la mușchi precum cei care concurează la culturism. Da? Vorbim de o masă musculară normală, care să fie activă din punct de vedere caloric pe tot parcursul zilei. Și vorbim de asemenea și de corpul slab, dar gras. Asta înseamnă persoanele care nu au masă musculară deloc și au un țesut adipos destul de mare, care atârnă oarecum. Păi atârnă, asta e motivul pentru care îl urâm, pentru că atârnă. Da. Dar tocmai de aia, să știi, se întâmplă lucrul ăsta, pentru că nu mâncăm corespunzător și nu avem grijă de noi. Că noi, în general, cam asta facem. Avem grijă de job, de mașină, de soț, de soție, de bunica, știi, de copii, orice altceva. De casă, de tot, dar de nu noi, de noi. Nu, exact. Nu și noi ne punem pe ultimul loc. Punându-ne pe ultimul loc, ajungem să dăm câteva rateuri mai târziu, după câțiva ani, știi? Exact. Se acumulează și automat funcțiile corpului scad, metabolismul scade și răspunsul hormonal e cu totul și cu totul altfel. Exact aici voiam să ajung, la modul în care metabolismul ne dictează sănătatea, pentru că ultimii ani viața e de așa natură încât ne alimentăm mai mult de prin supermarketuri, cumpărăm carne care este injectată cu hormon și așa mai departe, mâncăm mezeluri, conservanți, etc. Tu cred că știi foarte bine și mimica pe care o ai îmi spune că urăști toate lucrurile astea care conțin ceea ce am spus eu mai devreme și e de înțeles pentru cineva. Din păcate care nu prea avem soluții, marea majoritate asta dintre să noi. Zic, sper că înțelegi scuza că nu avem soluții, însă mă gândesc totodată că avem la îndemână soluții pentru a găti cum trebuie, dacă tot consumăm anumite alimente. Măcar variante să sunt, da. Sigur. Exact, variante există întotdeauna. Spuneam că viața e de așa natură încât stăm nemâncați toată ziua, mâncăm pe fugă atunci când ajungem acasă sau mâncăm diferite gustări, batoane, chestii la serviciu pentru că n-avem timp, zicem noi. Dar cât stăm de vorbă cu un coleg 10 minute, mai bine am stat să mâncăm și cu siguranță ar fi mai bine. Nu mâncăm mic dejun. Sărim și poate prima masă e seara la ora la 5 sau 6. Motiv pentru care? Și golim și frigiderul. Golim și frigiderul și apoi ne văităm că bila se pune contra ceea ce am mâncat nu noi. Numai bila. Nu numai bila. Nu numai bila. Probabil că bila și ficatul protestează, nu? Da, ficatul are minim 500 de funcții. El, săracul, e pus la un efort minim 500. Okay. Se spune că sunt undeva e la 600. E care să aflu multe. Da. El e supus la un efort fantastic, să știi. Mai ales când îi dăm corpului un tip de calorie hidrogenată, niște grăsimi hidrogenate, da? Problema nu stă numai aici.
Mai avem de furcă și cu modalitatea în care mâncăm, modalitatea în care combinăm alimentele, metoda fructe la masă, metoda băut o apă în timpul mesei. Adică sunt mai multe impedimente, dacă le pot numi așa, pentru o bună digestie, o bună funcționare metabolică. Sunt adică... obiceiuri pe care, îmi cer scuze că te întreb, dar sunt obiceiuri pe care efectiv le-au foarte mulți dintre noi și nici măcar habar nu au că ele dăunează. Sunt oameni care stau cu paharul de apă pe masă și beau apă toată masa. Sau după ce și-au încărcat stomacul cu foarte multă mâncare, mănâncă acel dulce care îi face fericiți și pun fructele sau fac o grămadă de chestii dintr-o lipsă de educație alimentară despre care habar n-au că dăunează atât de mult. Se vaită după aceea că stomacul nu funcționează cum trebuie sau că au steatoză hepatică sau că au multe alte lucruri sau că devin obez și nu știu din ce. Da, problema e că trebuie să înțelegem următorul aspect. Până la a pune diagnosticul, există deja o acumulare în spate. Correct. De o perioadă minimă. Deja când avem diagnosticul, avem pretenția totuși să, ca, nu știu, cu o pastilă să rezolvăm totul. Sau mă duc o dată la sală de două ori, de trei ori, două săptămâni și am rezolvat-o. Sau nu mai mănânc X, Y, Z alimente și am rezolvat-o. Și nu stă așa. E nevoie de o schimbare de obiceiuri aici. E nevoie de efortul ăla de voință. Trebuie să vrei să schimbi ceva. Dacă ajungi să realizezi că ești nemulțumită, da, de corpul tău, clar vei lua atitudine și vei face ceva pe partea asta. Măcar pe partea alimentară. Măcar pe partea de alimentație. Măcar. Deși măcar optim acolo. Ar fi să combinăm... Să le combin pe amândouă, să da. Să combinăm un stil de viață sănătos din punct de vedere alimentar și să nu ne abatem niciodată de la orele de sport, pe care în copilărie le-am făcut cu mare lejeritate. Toți am fost copii, toți făceam sport la școală mult mai mult decât se face acum și n-aveam nimic împotrivă. Chiar așteptam orele alea de sport. Andrei, văd acum pe copii care, nu știu, pornesc de la 10 ani până la 15-16. Le este urât pe românește să stea la ora de sport la școală. Caută toate tertipurile posibile să nu se ducă la ora de sport. Copii care au înălțimea mea și greutate dublă, de exemplu, la 14-15 ani, adică clar o problemă cu greutatea. De ce? De ce nu le place? Ce le facem copiilor să se apropie și să-și dorească să facă sport? Cum îi atragem? Da, aici e un subiect, îl pot eu numi tabu. N-aș vrea să mă pronunț foarte tare pe partea asta, fiindcă, din punctul meu de vedere, ține de educația în școli. Corect. Ce se învață la facultate, ce se aplică în jobul nostru, deja face diferența. Evident că ajută și educația de acasă foarte mult. Degeaba avem noi un profesor de sport care știe ce face la ora acolo. Dacă părinții sunt extraordinar de sedentari sigur, nu se deplasează nici măcar un metru. Și vreau să dau un exemplu, mă iers că te întrerup, am avut un caz la sală, un domn cu o doamnă, a venit cu copilul la 10 ani, supraponderal, chiar obez. Am început procedurile de inițiere în alimentație, în mișcare. Ulterior, după o perioadă, am întrebat cum funcționează, care-i treaba până la urmă. Exact. Se vedeau deja ceva rezultate și s-a scăpat, doamna mi-a spus că seara îi dă puțin telvinuț acasă. Și am rămas un pic, da, este un caz foarte real, nu vreau să vorbesc foarte mult despre chestia asta, însă am rămas șocat oarecum. Clar. Da. Clar. Deci, clar ține de educația noastră ca natură românească. Și ca, îmi spunea cineva, vorbeam cu Aida Parascan, cea care a câștigat un cunoscut concurs gastronomic, invitat în emisiune, o întrebam, Aida, care e problema românilor? Că mâncăm în apă, da. Românul îi mi-a place... spus că ne umplem farfuria până nu mai putem. Da. Și cred că ăsta e adevărul, nu? Da, din păcate gândim cu gustul, în loc să avem gustul în mintea noastră, știi? Suntem prea dedicați pentru mâncarea pe care o punem în farfurie? Da, bine, este și un răspuns hormonal aici, pentru că mirosul îți spune ceva, gustul îți spune ceva, automat se declanșează niște Corect. Glande, produc niște enzime și așa mai departe. Corect. Ăsta era subiectul de mai devreme care îți spuneam că e foarte recomandat să bei apă înainte de masă cu 20 de minute minim, hai să zicem o jumătate de oră, la fel și după masă, deoarece apa în stomacul nostru diluează pepsina, care
descompune aminoacidul, care la fel are și el o anumită treabă în corpul nostru acolo, mai multe lucruri de făcut. Uite, vezi, prin simple, mici metode... Exact asta mă gândeam ascultându-te, faptul că sunt niște trucuri mici. Nu sunt trucuri, sunt niște lucruri care și trebuiesc știute. Foarte ușor de aplicat. Îți pui un pahar cu apă, îl consumi înainte de masă cu 20 de minute, așa cum spuneai, ții cont după masă să bei apă. Văd foarte mulți oameni în jurul meu care au mâncat la masă o ciorbiță și nu mai știu ce. Nu beau apă câteva ore după aceea. Păi am mâncat ciorbă, de ce îmi trebuie apă? Întotdeauna am fost convinsă că apa are rostul ei și ciorba bine, rostul ei. Bine, asta e un alt aspect, un alt subiect. Da, sigur că da. Se spune că e recomandat să bei 2 litri de apă pe 50 de kilogram corp. Deci acum fiecare... Câtă lume crezi că respectă asta, Andrei? Sunt oameni care beau prea multă apă, care provoacă o tensiune arterială destul de... Deci nici așa nu e bine, Dumnezeu. Da, multă apă nu e bună. Nu, nu, nu. Să știi că este foarte adevărat. Vorbim strict medical aici, da? Da, 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 și voi. Sunt oameni care, dacă beau un pahar cu apă toată ziua... E bine. E mult, da. E bine. Da. Mi-am amintit în momentul ăsta și zâmbesc de colega mea, Mina, care după ce că a slăbit foarte mult și nu știe cum să se îngrașe și în partea a doua emisiune o să vorbim și despre cei care sunt foarte slabi și au nevoie de câteva kilograme în plus și de masă musculară, ce se vede că lipsește. Și în afară de faptul că nu mănâncă și e foarte slabă, bineînțeles că nu bea nici apă. Și mai nou, stând cu ea în oraș, observam că la jumătate de oră e tot cânta telefonul ceva. Și pe display scria, bea apă. Și a pus o alarmă și funcționează. De când și-a pus alarma pe telefon, bea apă. Și culmea e că chiar mi-a spus că după primele zile a simțit o schimbare în corp. Se simte mai bine, mai ok. Și ăsta a fost motivul pentru care am avut satisfacția că vede cu ochii ei. Pentru că noi în grup întotdeauna îi spuneam, bea apă. Dacă tot mănânci, măcar bea apă. Atingeți limita aia pe care trebuie să o atingi zilnic cu apa. Iată că mici obiceiuri alimentare schimbate după cum trebuie ne pot conduce pas cu pas către un stil de viață sănătos. O să luăm o pauză de publicitate acum și în partea a doua o să vorbim, așa cum spuneam, și despre cei care vor să mai pun un kilogram, două în plus. Și totodată despre multe afecțiuni care vin din obezitate, pentru că este în jurul nostru, peste tot. Vorbim de copii care sunt obezi, vorbim de adulți supraponderali și mai târziu obezi și așa mai departe. Și aș vrea să atingem și un punct pentru doamne, și anume cele care dau naștere unui copil și care vor să revină la o formă foarte frumoasă și care cu siguranță pot găsi soluția la voi, la sale. Doamnelor și domnilor, luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim imediat. Am revenit, doamnelor și domnilor, în continuare alături de mine, Andrei Duță, cum spuneam, unul dintre cei mai buni traineri din țară, că așa am citit eu pe net. De ce faci ochii mari? Serios? Da, asta am citit eu pe net, okay. De la o întâlnire undeva la Alba Iulia, dacă nu mă înșel. Fac o paranteză de la subiectul pe care îl discutam și dacă nu mă înșel, ai ajuns pe acolo. Iar un articol scris după aceea te numea unul dintre cei mai buni traineri din țară. Ok, mulțumesc, okay, da. Ok, felicitări. Okay. Dacă așa mă percepe lumea, înseamnă că e foarte bine. Înseamnă că așa este, nu? Ăsta este încă un motiv care mă face să fiu încântată de faptul că ne vedem aici în platoul de la TV Buzău, că ultima dată ne-am întâlnit la tine acasă, să spun așa, la sală și am făcut o emisiune la sală. O să-mi amintesc tot timpul cum încercam să filmăm și eu aveam 1,5 m și tu 2 și nu dădea deloc bine imaginea noastră. Aveam 2, dar acum am 1,80. Și mi-amintesc cu mare plăcere de emisiunea pe care am filmat-o la tine la sală, de data asta pe teritoriul meu aici, îmi permit să te întreb cam tot ce vreau eu. Și spuneam în prima parte că trecând de la tonul cu un ușor umor, trecem la seriozitate maximă. Spuneam în prima parte că sunt foarte multe persoane în jurul nostru supraponderale. Cred că este o afecțiune, nu știu, a secolului, să-i spunem, a ultimilor ani, pentru că alimentația noastră și sedentarismul și joburile la care stăm 10-12 ore ne fac să cădem și în latura asta către obezitate. Copii care la 10-15 ani au aproape de 100 de kilograme și este teribil pentru că nici corpul nu se mai dezvoltă armonios, nici mai cresc cum trebuie, și adulți care au mari probleme de sănătate, în principiu, care sunt principalele, dacă le putem aranja cumva, probleme de sănătate care sunt cauzate de obezitate.
Păi problemele principale cred că sunt extrem de multe. Vin de la alimentație, în primul și în primul rând. După care mai este evident și să o luăm așa istoricul familiei. Genetica ereditar, noastră, da, nu? Da, bine, acum e oarecum relativ. Pe anumite chestiuni genetice, da. Însă pe partea bolilor care se dezvoltă pe parcursul vieții noastre, suntem strict responsabili din punct de vedere alimentar și al jobului, pentru că și jobul are o mare amprentă asupra corpului nostru, dat fiind faptul că majoritatea oamenilor în ziua de azi trăiesc sub presiune foarte mare, sub stres foarte mare, ceea ce creează o avalanșă hormonală în corpul nostru. Și răspunsul nostru este pe măsură, clar. Dar să-ți răspund și la cealaltă întrebare, la noi în țară, statisticile, eu m-am documentat ceva pe partea asta și pot să spun cu mare drag. Înainte, când lucram în state, erau statisticile, spuneau că unul din patru americani este obez, nu supraponderal, obez. Obez deja. Obez, da, da. Gândul ăsta m-a făcut să mă îndrep și către noi de câțiva ani de când sunt în țară și am constatat că la noi sunt deja unul din șase. Ceea ce ne apropiem cu... E foarte mult oricum. Cu pași extrem de repede, un record negativ la noi în țară. Probabil, da, că sunt ani în care suntem la cel mai înalt nivel cu obezitatea. Da, da. Unul din 10 oameni are o problemă cardiacă, clar. Unul din 15 oameni suferă de o formă de cancer, una sau alta, indiferent de forma lui. Unul din 15? Unul din 15, teribil. Da. Astea sunt statisticile. Teribil. Astea sunt statistici. Și asta este adevărul, să știi. Cu siguranță. Pe de altă parte, cam unul din 10 oameni are o formă de boală, virus, problemă de sănătate. Nu mai spun de problemele posturale cauzate de posturile defectuoase, de jobul, de sedentarismul nostru de zi cu zi. Și pe de altă parte, unul din 3 oameni mănâncă floricele. Da? Deci cam la lucrul ăsta ne referim aici. Trebuie să existe un echilibru. Dacă îți place ceva pentru gust și vorbim de gurmanzi acum, da? Da. E ok, guști, dar trebuie să ai o limită undeva. Corect. O dată de 2 ori pe săptămână poți să o faci. Este rezonabil, este destul de eficient, destul de simplu pentru organismul nostru să scape de acele mizerii, le putem numi chiar și mizerii, dacă în celelalte zile din parcursul săptămânii găsim un echilibru. Ai un regim sănătos. Sigur. Da. Ai un regim sănătos. Da. Adică nu spun, nu gusta, nu mânca dulce, nu avea o prăjitură, nu avea, știu eu, un croissant, habar n-am. Oamenii fug de interdicții, știi? Cred că ești obișnuit cu cei care vin la sală, cărora li se spune regimul pe care ar trebui să-l urmeze. Și văd acolo că n-au voie cu tare, cu tare, cu tare, cu tare și se instalează direct. Wow, nu mai am voie ce-mi place mie. Cred că este extrem de important ca cei care sunt în domeniu, așa cum ești tu, să facă fix ce ai făcut mai devreme și să spui că e clar că odată pe săptămână poți să guști un ceva care îți place ție. Că e o prăjiturică, dar nu o prăjiturică. Bine, e relativ aici, da, ține de fiecare. Știi cum e? Trebuie doar să guști, trebuie doar să începi puțin și dacă ai un echilibru, dacă știi unde ești, știi, dacă știi unde te afli, știi încotro să mergi. Asta e clar, asta este foarte clar. Cu siguranță îți găsești drumul și ți-l urmezi mai departe. Și să știi că sunt mulți oameni care respectă. Sunt mulți oameni care mănâncă sănătos de când au intrat în sala de sport, în sala de fitness. Sunt convinsă. Da. Care este cel mai vechi client pe care l-aveți la sală? Da. În afară de tine și colegii tăi instructori care sunteți acolo. Sunt. Mă refer la perseverență. Ei pot fi exemplu. Uite, X face sală de 4 ani și nu se lasă. Iar Y poate să vină două săptămâni și să se lase. Că... Sunt mulți. Cred că ar trebui să-i scoateți exemplu, în față. De exemplu, avem o echipă de doamne care... O echipă de doamne, ce drăguț. Care lucrează la un laborator de cofetărie. Vai Dumnezeule! Și sunt de, nu știu, să zic, 5 ani și ceva. N-au lipsit decât în concedii și de sărbători. În rest au fost prezente la datorie. Pentru că jobul le predispune la mici gusterele, da, și nu, la am spus, și la... Le-am dat pe ele exemplu tocmai pentru că sună oarecum ironic, pentru că ele lucrează în cofetărie, da, tocmai. Și sunt elipsite. În general, de la sală, bucătarii au câteva kilograme în plus, în general, doamnele de la cofetărie sunt și ele mai plinuțe, pentru că bine, domeniul își face simțită prezența asupra corpului. Repet, e ok, corpului. Guști puțin, e foarte bine.
dar nu la fiecare masă, știi? Dar ceva nu gust ceva bun la fiecare masă. Da. Mesele astea se păstrează regula de trei simplă, ca să spun așa, adică avem trei mese pe zi și niște gustărele între? De principiu se spune că e bine să-i dai organismului tău undeva la 2 ore, 3 ore ceva. Să menținem o glicemie stabilă, să lăsăm pancreasul să lucreze în parametrii lui care trebuie, să avem o anumită aciditate în stomac, să nu creăm disconforturi și gaze și toxine, să crească pH-ul, să scadă de fapt. Noi îl numim crescut aciditatea, dar el de fapt scade, nefiind alcalin, se duce către acid. Și asta înseamnă undeva pe la minim 4-5 mese pe zi, mici gustări eventual, dacă le putem numi și așa, nu neapărat masa propriu-zisă. Că românul în general este predispus către un prânz foarte bogat. Ciorbă, felul 2 și desert. Corect. Este suficient să mănânci o cantitate de proteină destul de moderată, la fel și hidrații de carbon și puțină grăsime bună pe care o găsim în nuci, migdale, avocado, ulei de măsline și așa mai departe. Adică la îndemână, așa cum spuneam sigur, și mai sigur. Devreme. Și care de altfel sunt și gustoase. Altfel sunt și gustoase. Într-adevăr, și combinațiile alimentare fac totul, pentru că aud oamenii în jurul meu care spun: vai, dar cum să mănânci chestia aia cu nu știu ce chestie, că nu o să fie bună. Doar că ele sunt... pot fi bune dacă sunt combinate într-un anumit fel. Avem condimente la îndemână, de exemplu, cu care sigur, putem schimba sigur gustul alimentelor. Dar sunt alimente care, într-adevăr, nu se combină. Se spune în general că... Cum e aia animale... cu pâinea și cu carnea și cu cartofii? Zi-mă pe aia, că toată lumea o are da, pe asta. Da, nu mănânci niciodată. E cea mai comună, cea mai des întâlnită. Noi avem un principiu al nostru, cel puțin la partea de proteină. Nu amesteci ce vine din fără picioare cu 2 picioare sau cu 4 picioare, știi? Ceva de genul ăsta. E mai complicat decât credeam. Ție ți se pare simplu, dar e interesantă treaba asta cu fără da, picioare, da, 2 da. Și 4 picioare. Da. Sau okay. mai multe picioare, nu sau știu mai... ce da. Depinde în ce țară. Ești ca să mănânce chestie cu mai mult de da, 4 picioare. Da, da. Într-adevăr, obiceiurile alimentare ne cam dictează stilul de viață. Dacă reușim să ne schimbăm un pic modul în care mâncăm și venim automat la sală, stăm de vorbă cu un instructor și aflăm ce ni se potrivește, cu siguranță putem să avem rezultate. Pot să-ți dau un exemplu? Te rog. Foarte mulți oameni, după masa de prânz, cam ce se întâmplă de fapt? Ne ia somnul. În general. Da, rău. De ce crezi? Nu știu, dar trebuie să mă explici, că și mie mi se întâmplă asta, mai ales dacă mănânc la birou. Și alimentația haotică. Adică nu mănânc aia... mic dejun și când mănânc la prânz, da, într-adevăr, da, nu da. Mai am chef să fac nimic. Și băutul apei la prânz cu lipsa micului dejun face ravagii, să știi. Exact în masa de prânz. În clipa în care simți o oarecare oboseală, o oarecare, nu știu, apatie, o stare de somnolență, metabolismul tău încearcă, e ca și un calculator, încearcă să-și dea un restart, încearcă să se închidă mai întâi, să hiberneze puțin, după care să revină, să revină cu un metabolism puternic. Funcțiile tale scad în momentul ăla. Exact ca un motor când se supraîncălzește de la o mașină și nu mai funcționează corespunzător. Ăsta este primul semn care ar trebui să ne trezească un pic la realitate și să schimbăm un pic... obiceiurile pe care le avem. Să fim mai atenți la ceea ce mâncăm. Să mâncăm mâncăruri mai puțin gătite și mai mult nepreparate. Mă refer aici la legume, fructe, nu la carne. Evident, carnea nu o putem mânca nepreparată. Și așa, carnea roșie, în general, stă foarte mult în intestinele noastre și este metabolizată, procesată destul de greu. Lasă și foarte multe reziduri în intestin, care... pereții intestinului fiind permeabili, absorb și lucrurile bune și lucrurile rele. Adică e bine să nu mâncăm de foarte multe da. Ori pe săptămână, de exemplu. Carnea roșie să fie da, consumată da. Ponderat. Acum depinde și de dacă avem deficiențe, nu știu, de fier, de anumite vitamine și nutriționistul, doctorul sau corpul nostru ne cere recomandă. O anumită... Da, da, asta e altă poveste, dar în general e bine să mănânci o carne cât mai slabă, cât mai curată și cât mai albă. De câte ori mâncăm pește? Pentru că... Peștele, mai eu l-aș recomanda în fiecare zi. Mai demult se spunea că nici o masă fără pește. Cum e? Eu l-aș recomanda în fiecare zi, peștele. Într-adevăr? Da, da, da. Măcar o dată pe zi și e foarte bine, mai ales seara. Dacă nu reușim să mâncăm un pește gătit, alternativa conservelor cu ton și așa mai departe, pică din start, nu? Pentru că văd oamenii în jurul meu care mănâncă o salată cu ton, cu porumb, cu ceva, să fie un pește.
Da, în lipsa peștelui propriu-zis, luat de la pescărie sau de la magazine de specialitate, da, e acceptabil, nu e rău absolut deloc. Însă am spus un pic mai devreme că tot ce vine din conservă, mâncare gata, preparată, ambalată, conține cel puțin unul, dacă nu mai multe, soiuri de aditivi, conservanți, emulgatori, stabilizatori și așa mai departe. Și astea sunt totuși niște substanțe care trec prin organismul nostru și sunt metabolizate de, sau nu, de corpul nostru. Așa că și e mai bine să le evităm ori de câte ori putem. Da. Mai devreme vorbeai de rezultate și mă gândeam la faptul că la unii se văd rezultatele foarte repede, la alții se văd foarte greu. Cine dictează treaba asta? Genetica sau modul în care facem? Metabolismul. Sport. Metabolismul. Nu? Bine, și modalitatea în care ne antrenăm. Aici există o structură anume, este treaba noastră a trainerilor, trebuie să știm să dozăm efortul clientului, să nu abuzeze de partea fizică și nici foarte lent. Trebuie găsit un echilibru și acolo, neapărat. Spuneam de metabolism fiindcă există și anumite tipuri de conformație corporală. Avem ectomorfii, care în general sunt cei slăbuți, zvelți, cu masă musculară puțintică, cu articulații foarte micuțe, care au un metabolism foarte ridicat, au arderile foarte rapide, pe limbajul nostru mai simplu spus. Ei sunt cei care sunt foarte buni pe partea de alergare, pe partea de cardiovascular, antrenamente de tip aerob, da? Sunt mezomorfii care sunt, îi numim noi, corpul perfect. Sunt buni la toate. Și la antrenament. Da, da. Și sunt endomorfii, cei cu articulații foarte mari, oase mari, înalți, cu masă musculară mare, dar și cu grăsime foarte multă. Oamenii ăștia, din păcate, structura lor genetică le permite să dobândească o masă musculară foarte rapid, în același timp și grăsime. Și le este foarte greu să dea grăsimea jos și numai printr-un program foarte bine pus la punct au rezultate și trebuie să se țină de el. Ai punctat ce era cel mai important, ceea ce ziceam noi mai devreme, să nu mergem la sală până avem primele rezultate, după care ne retragem că am ajuns deja la ce voiam și asta e. Corpul se întreține cu siguranță prin sport, pentru că sportivii care se lasă brusc văd faptul că organismul suferă modificări și e vizibil. Ce se întâmplă cu doamnele care dau naștere unui copil care acumulează câteva kilograme și vor să revină la forma de dinainte? Cum procedează? Care ar fi sfaturile pe care le-ar găsi la tine la sală? În primul și în primul rând trebuie să luăm un calcul că doamnele își schimbă oarecum sistemul hormonal, se modifică, se schimbă foarte multe lucruri în interiorul corpului lor. Dacă avem de-a face, nu știu, cu naștere prin cezariană, deja ne trebuie o perioadă de stagnare, să lăsăm musculatura abdominală, transversului abdominal să se sudeze înapoi. Să putem pune puțin accent și pe partea musculaturii de acolo. Dacă avem parte de cealaltă naștere, deja lucrurile se schimbă. Trebuie totuși o mică perioadă. Amândoi suntem răgușiți. Da, ne cheamă Duță, avem o problemă cu răgușeala. Ne cheamă Duță, deja găsim tot mai multe similitudini între... Da. Mai aștept doar să mă apuc de sport, Andrei, și să fac ceea ce faci tu și apoi să fim identici, ca să spun așa. Și să mai cresc, cred. Da. Așa. Doamnele care fac cezariană au nevoie să aștepte la indicația medicului și să vină la sală atunci când opera arată în regulă și totul este ok. Doamnele care dau naștere unui copil în mod natural, de asemenea, trebuie să aștepte. Ambele categorii însă își pot recăpăta forma de dinainte de naștere sau chiar mai bine prin sport. Pentru că văd gravide, văd doamne care au născut care se înfometează. Deci se înfometează. Alăptează un copil și totuși ele se înfometează. Da, omul în general gândește în felul următor. Nu îi mai dau corpului meu calorii. Și atunci și cu asta o să scadă el, că n-are ce să facă. Exact. Dar el are. Păi bine, el are sub formă solidă. Grăsimea este tot o formă de energie, de fapt, care trebuie metabolizată și consumată. Nu putem lua o bucată de grăsime din corpul nostru și să o punem la coșul de gunoi. Ar fi foarte ușor așa, ar fi foarte frumos. Soluția extraordinară. Dar nu se poate așa ceva. Este într-adevăr iarăși un pic dificil, pentru că trebuie multă perseverență.
metabolismul fiind un pic modificat din punct de vedere, putem să o numim că a fost o altă persoană în corpul nostru, da? Evident, e foarte complicat. La capitolul ăsta nu mă place foarte bine hormonal pentru doamnele care trec prin nașteri, deși am și eu doi copii. Să-ți trăiască două fetițe, absolut superbe. Da. Și trebuie neapărat să echilibrăm din nou alimentația. Spuneam mai devreme că în clipa în care nu mai mâncăm, pur și simplu refuzăm multe alimente, îi dăm de furcă mai mult corpului nostru. Că îngreunăm, ne îngreunăm sarcinile. Da, se produce o stare catabolică, corpul descompune aminoacizii, masa musculară a fiecăruia, sub formă de energie, intră într-o continuă starviție. La fiecare masă, indiferent ce mâncăm și indiferent cât mâncăm, o parte din alimentele alea se transformă tot în grăsime sub formă energetică, fiindcă corpul nostru știe că nu-l hrănim. Caută să-și facă provizii, nu? Asta, cam da. Asta pentru, se întâmplă. Pentru următoarea starviție. Cam asta se întâmplă la fiecare masă. Deci dacă noi mâncăm mai puțin decât trebuie, de fapt ne îngrășăm. Slăbim din țesutul activ, din masa musculară activă, da? Și obținem reziduri de țesut adipos și de celule grase care se măresc până la 1000 de ori volumul lor. Șunculițele, ca să zic da, așa. Da, și intrăm într-o continuă starviție. Și efectiv, după o perioadă, nu știu, un an, doi, trei de acest gen de stil de viață, va exista un blocaj foarte mare metabolic și indiferent ce vom face, nu va funcționa. Foarte mulți oameni merg pe diete hiperproteice, nu pot da nume acum, că nu... Nu, dar pe bază de proteină, foarte multă proteină, care produc și stări grave la ficat, care dau peste cap tot sistemul metabolic și... Exact asta văd în jurul meu. Femei care slăbesc 20 de kilograme în câteva luni, după care se îngrașă 30 de kilograme în câteva luni, pentru că au ținut dieta X sau Y. Fel de fel de adolescente pe care le văd cumpărând pastile de slăbit. Fel de fel de... nu mai poți să accesezi o pagină de net fără ca undeva jos să n-ai o bară din aia publicitară care îți spune slăbește doar în zona abdomenului. Dumnezeule, există chestia asta? Nu avem... Există un secret al pătrățelelor de pe abdomen? Un secret nu este și nu e nicio pastilă magică, să știi, pe partea asta. Sper să se convingă și cei de acasă, pentru că peste tot văd lume apelând la ceaiuri de slăbit la abdomen, ceaiuri de slăbit la coapse. Adică, Dumnezeule, e la mintea oricui. Ceai de slăbit la coapse, nu da, poți bine, să faci treaba asta. Poveste. Nici la abdomen nu cred că e un ceai de slăbit strict. Un ceai strict. Sigur ajută, cu siguranță ajută. Într-o anumită măsură, per total. O anumită zonă corporală, nu neapărat ca zonă cu probleme de grăsime. Dar referitor la ce spuneai tu mai devreme, în state era o... se zvonea, mă rog, cred că era destul de adevărat, că industria de medicamente, industria farmaceutică mai exact și industria alimentară sunt cam cele mai puternice care stăpânesc oarecum da, marketingul din toată lumea. Sute de milioane și miliarde de euro anual care da. Sunt generate. Dar problema nu stă numai așa. E puțin mai delicată, pentru că în mâncare se adaugă tot felul de substanțe. Corect. Pentru a nu deteriora mâncarea, pentru a rămâne mai mult pe raft, pentru a arăta mai bine, pentru exact. A fi mai gustoasă, exact. Pentru a atrage mai mult și a mânca mai mult și a consuma mai mult, da? După care ulterior intervine un dezechilibru în corpul nostru și ne cam îmbolnăvim pe aici, pe acolo, știi? Și apelăm imediat la farmacie. La medicament. Ele două sunt foarte bune prietene, industria da. Alimentară cu cea farmaceutică, da. Pentru că rulează, așa cum spuneam, miliarde de euro anual, pentru că asta le convine. Însă cred că a început vândă. Deja și la noi, să știi, lucrul este ăsta. Și la noi problema asta cu farmaciile. Nu știu dacă ai observat, facem o paranteză la discuția pe care o avem bazată strict pe fitness. Peste tot reclame. Ai sindrom premenstrual? Da, ia o tonă de pastile. Te doare capul? Mai ia o tonă de pastile. Ok, bun, dar și bunicii noștri, bunicele au avut sindrom premenstrual. Și pe bunicii a durut capul când stăteau în soare sau nu știu ce. Dar nu s-au îndesat niciodată cu o tonă de pastile cum facem noi. Adică să mergi la medic, iar rețeta ta să fie un pomelnic cu 10-12 medicamente. Da, știu, ai perfectă dreptate. Ce face corpul cu 10-12 medicamente, jumătate luate la prânz, jumătate seara și mai are timp să se
elibereze de tot ce înseamnă toxinele care rămân din medicamente? Da, asta este industria de marketing acum, care, sincer să fiu, ascultam radio, de obicei nu prea ascult radio și nici nu prea mă uit la televizor, însă am auzit la un moment dat o porțiune de vreo 5 minute de reclame cu 4 feluri de medicamente. Corect. Corect, corect. Dacă deschizi radio, asta auzi. Simplu... Iei credit cu buletinul și te împrumutăm cu dobândă fantastică, cumperi multe medicamente și niște lucruri de genul ăsta. Sau cumpără mult salam și multă carne. Nu, să revenim un pic la lucrurile noastre. E foarte important ca tu să știi unde te afli, să știi încotro să iei. Și să pui piciorul în prag, să iei frâiele efortului de voință, să pui pur și simplu ștampila unde trebuie. Sănătatea și să iei... e în mâna ta. Sigur, sigur. Să ai grijă de corpul tău, pentru că ai numai unul. Corect. E o încheiere de emisiune foarte bună, pentru că ne-am consumat timpul pe ziua de astăzi. Da, și eu mă uitam la ceas, a trecut timpul foarte repede, dar ceea ce ai spus tu mai devreme este esențial. Avem un singur corp, o singură viață și ține doar de noi modul în care o gestionăm și modul în care ne îngrijim corpul și sufletul totodată, pentru că am spus și la început și spun și acum, oamenii pe care îi văd că vin la tine la sală, care lucrează, care văd rezultate, sunt fericiți. Deci sunt fericiți. Marea majoritate. Se vede, marea majoritate. Cei care sunt nefericiți trebuie să lucreze mai mult ca să devină și mai fericiți. Le spun celor de acasă, Andrei, că noi ne vom mai vedea și cu ocazia următoarei emisiuni vom afla exact care sunt toate clasele, sau spunem tu, corectează-mă tu, pe care le pot găsi la tine la sală, ce pot face cei care vin la tine la sală și multe alte informații despre sala ta. Astăzi am vrut așa să deschidem cumva, să capete oamenii încredere în tine și să vadă că știi ce vorbești. Așa cum spuneam mai devreme și zâmbei tu mirat, unul dintre cei mai buni trainer din țară, și în emisiunea următoare le vom spune celor de acasă că cei pasionați de sport pot ajunge cu multă muncă, dar și cu multă voință, și ei, instructori și antrenori de fitness, și își pot crea astfel un stil de viață și să-și facă un job din asta, efectiv. Da, să știi că există, cel puțin peste hotare, mulți trainer, mulți instructori cu o vârstă destul de înaintată. La noi deja e puțin haotic subiectul ăsta și foarte mulți oameni nu ar avea încredere într-o persoană de 50 și ceva de ani care ar fi trainer în sală, deși eu aș recomanda-o cu mare drag, exact. Pentru că vorbim deja de o experiență, în primul și în primul rând, de viață, nu neapărat de job. Corect. Pentru că jobul se învață. Indiferent de unde te-ai duce, ai învățat procedurile, ai învățat cu ce se lucrează, care sunt mersurile și vei implementa cu mare ușurință. În schimb, așa zici și trainer de 20 de ani, cu vârstă fragedă, da? 20-21 de ani, care arată bine și având un metabolism destul de ridicat și puternic la vârsta aia, care îi numim noi fitness model, cu poze foarte multe, cu abdomene prin toate revistele. Patruțoase. Da, eu unul aș avea o oarecare reținere să abordez un asemenea trainer. Așa că e important și către cine ne îndreptăm. Bine, aici vorbim și de practica în sine. Dacă avem traineri bine pregătiți, evident, nu contează cum arată, cine sunt, de unde sunt, putem lucra cu mare încredere. Și asta facem noi și la academia noastră, la cursurile noastre, că noi avem și o academie de fitness. Vrem să implementăm o anumită tipologie de personal trainer, care să te ia de la ușă, să-ți facă o evaluare concretă, să vadă ce probleme ai și să poate să-ți pună corpul într-un program de cel puțin 6 luni, 9 luni, un an. Să devină umbra ta pe perioada respectivă, să te ajute să ai toate rezultatele pe care le aștepți. Da. Andrei, mulțumesc foarte mult pentru prezența din această seară. Mulțumesc și eu. Dragi telespectatori și dumneavoastră, vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi, pentru că urmează colega mea Maria Străi cu jurnalul de la TV Buzău. Eu sunt Ilona Duță și ne revedem mâine seară la ora 18. Până atunci, o seară minunată. La revedere!